Bun găsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Exclusiv. Sunt Amelia Vulcu. Invitat astăzi în studio, președintele filialei județene a Partidului Social Democrat, Marius Alexandru Dunca, și candidat pentru Senatul României pe listele de Brașov, de pe prima poziție. Bine ați venit, domnule Dunca! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Păi se impune, pentru că vedeți ce se întâmplă în toată România la acest moment. Jumătate din hartă este de culoare roșie. Vreau să aibă o legătură cu Partidul Social Democrat. Doamnelor și domnilor, o nouă zi cu peste 10.000 de infectări la nivel național, o cifră impresionantă, din păcate, și pentru județul Brașov, 466 de cazuri. Domnul Dunca. Ce pot să vă spun? Situația nu este una confortabilă și, în primul rând, noi, oamenii în general, ne gândim la sănătate. Evident. Pe primul loc sănătatea și după aceea putem discuta despre alte lucruri, despre proiecte, despre viziune. În momentul de față observăm că la fiecare ieșire a lui Iohannis și a lui Ludovic, și observ că președintele Iohannis nu este președintele tuturor românilor, este președintele Partidului Național Liberal, se gândește doar la alegeri și ne ceartă pe noi, noi suntem de vină, pe tineri a făcut răspândaci. Noi suntem de vină că nu stăm în case, Oreca este de vină, nu s-a îmbolnăvit și nu există niciun caz să se fi îmbolnăvit în Oreca. Închid și piețele pentru că piețarii sunt de vină și noi suntem de vină că ne ducem să cumpărăm produse românești cu gust românesc de pe tarabele țăranilor, dar supermarketurile rămân. Dărâmăm piețele ca să păstrăm supermarketul. Chiar am spus, de ce nu dărâmăm și pereții supermarketurilor, că și supermarketul e tot o hală. La urma urmei, exact ca o piață. Punctul meu de vedere, o bătaie de joc la adresa cetățenilor, el se gândește doar la alegeri, să câștige, s-a urcat pe cadavre la un moment dat să aibă guvernul meu, acum își dorește legislativul meu. Acum s-a urcat pe cadavre, e un pic cam dur această exprimare, că... Așa a făcut. Întotdeauna... Cu ghilimele, eventual. Tot ce s-a întâmplat rău în țară, imediat a venit Iohannis. Și acum văd că nu vrem să ascultăm, am închis școlile. Am închis piețe. Închidem, să spun, tot ce înseamnă România. Noi am ascultat odată de acest individ. Ne-a spus la începutul anului, stați toți în casă ca să ne fie bine. Am stat tot în casă, am respectat decizia, economic suntem la pământ, da? Deficitul bugetar este uriaș, ne-am împrumutat în ultimele 11 luni, mai mult decât s-au împrumutat toate guvernele în primii 19 ani de la Revoluție. Avem o datorie publică în momentul de față. Am avut 37,6% când am preluat guvernarea în 2017, am dus-o la 34,7% și în momentul de față este la 42%. Ce au făcut cu miliardele pe care le-au împrumutat? La dobânzi istorice, la dobândă de 4,73%. Fiecare român în momentul de față când se naște are o datorie de 4.000 de lei. Acești incompetenți nu pot gestiona criza sanitară și văd că nici criza economică. În primul rând, trebuia să facă teste. Să testeze, să sprijine cadrele medicale. Acum, cum să testeze, domnul Dunca, să ne înțelegem. Cum să testeze? În masă? În masă. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, doamna Firea, când a vrut să facă testări în masă, s-a opus. Era testare masivă. Testarea în masă, asta înseamnă pe toată lumea. Și știți bine că domnul Rafila, care acum este membru PSD, a spus că nu este de acord cu testarea în masă. Testarea cât mai multor... Dar am văzut că este eficientă. Am făcut... acum nu se mai fac nici anchete pe acest subiect. Anchete epidemiologice. Da, într-adevăr, dar cu anchetele epidemiologice este o problemă și noi am și publicat un material pe această temă, nu știu dacă l-ați citit sau nu, pe site-ul nostru brașovtv.com, pe pagina noastră de Facebook, după o discuție cu directoarea Direcției de Sănătate Publică. Într-adevăr, însă a spus, am rămas în urmă, sunt multe anchete neefectuate. Aici n-avem nimic de... să spun așa, de obiectat până la urmă, pentru că omul stă și așteaptă acasă după ce îi se comunică rezultatul testului pentru COVID, așteaptă să fie sunat, să fie întrebat ce s-a întâmplat, care au fost contactii, ca să nu răspândim. Da? În momentul în care sunt după, noi am avut două sesizări la redacție, domnul Dunca, da? Pe care eu le-am văzut cu ochii mei și mi le-am asumat, da? Așa, folosesc o expresie cu ghilimele de rigoare, da? Într-o astfel de situație, să stai, să aștepți 3-4 zile
12 zile, iar acolo discuta un cadru medical, pentru că pacientul respectiv, soția dânsului, asistentă medicală. Știți că nu avem oxigen în spitale? De ce nu se fac cursuri de recalificare a cadrelor medicale ca să poată să existe și acele cazuri de intermediere? Da? Unde cadrele medicale, dacă ne ducem acum în spitale, sunt unii foarte grav și unii care așteaptă pe targă în fața spitalului în salvare. Nu-i prea nimeni în momentul de față. Pur și simplu nu-i prea bătaie de joc. Unde, acum, nu-i, nu-o fi valabilă povestea asta pe toate spitalele. Poate toate spitalele, duceți la județean acum să vedeți cum stă salvarea. O să câte două ore și va trimit acasă, fără să mai fac analize. Ați văzut dumneavoastră, aveți date certe în sensul acesta? Da. Și ce a spus dumneavoastră, încă nu sunt sunați de la Direcția de Sănătate Publică. Asta, două cazuri concrete, cu probă, cu... Și un coleg de-al meu, da? Nici nu a fost sunat și doar a fost întrebat doar cum se simte. Da? Dar, ca să vă zic, cât dispreț în momentul de față la adresa poporului român. Despre ce vorbim? Nu pot gestiona această criză, sunt incompetenți. Și atât, ei se gândesc doar la alegeri, au făcut alegerile locale, le-a ieșit bine, ce zice? Suntem pe val, haideți să mergem, ne urcăm pe sănătatea poporului român, nu contează să fie bine pentru noi, să fie rău pentru țară. L-ați văzut pe președintele Iohannis vreodată, în 6 ani de zile, să vorbească despre poporul român, despre istoria poporului român, despre frumusețile poporului român? Să se mândrească cu faptul că este român și este președintele românilor. Românilor, că așa spune de fiecare dată când români. Este ură, dezbinare și ură. Altceva nu. Și să caute vinovați. Nu, singurul vinovat este el. Că nici dar știți cum este, domnul Dunca, acum noi nu stabilim vinovați. Sunt alții care au această... Da? Să stabilească vinovați. Nu stabilim noi. Discursul președintelui de astăzi, la care făceam referire și în discuția de pregătire a emisiunii, era un discurs oarecum, nu o să spun pozitiv, dacă folosesc pozitiv în momentul de față, dar dacă este, se văd rezultatele măsurilor instituite în urmă cu 2 săptămâni. Asta cum vedeți? Doamne ajută să fie așa, dar cifrele ne arată altceva, atunci trebuie să deschidem școlile. Trebuie să deschidem restaurantele. Avem un șomaj uriaș în momentul de față. Până la sfârșitul anului vom ajunge la 800.000 de șomeri. Când au preluat guvernarea, șomajul era, l-am adus, guvernarea PSD, de la 5,8%, l-am adus la 3%. Dacă vă aduceți aminte, aduceam, nu aveam forță de muncă. Cu salarii uriașe. Pandemia, domnul Dunca, fiind serios, nu se compară condițiile, nu se compară datele probleme. Bun, aveți perfectă dreptate, dar cu ce măsuri? Cum v-am mai spus, ne-am toți amintit în casă. Când am început munca, a venit cineva cu vreun plan? Ne-am împrumutat de foarte mulți bani? Unde sunt banii? Pentru că în martie aveam un deficit comercial uriaș. Asta înseamnă import-export și am văzut cifre la Unifarm de vreo 1 miliard de euro. Achizițiile de pandemie, într-adevăr... Cu aceste achiziții ce am făcut? De ce nu am dat la cadrele medicale, de ce nu au oxigen acum? De ce nu au măști? De ce profesorii nu au tot ce trebuie din punct de vedere sanitar? Guvernanții spun că au făcut. Sunt epuizați medicii. Spuneți că n-au făcut. Păi unde au făcut? Au vreo cifră? Uitați-vă ce se întâmplă acum. Unde au investit bani? Ce au făcut ei? Un lucru. Arătați-mi un lucru pe un domeniu de activitate unde avem plus, că avem pe toate minus. În momentul de față, în toate domeniile de activitate din România și pe toate categoriile socioprofesionale suntem pe minus. Siguranța locului de mâine, siguranța sănătății noastre. În momentul de față, aceste două lucruri sunt puse în pericol. Acum, apropo de discuțiile pe această temă, am văzut că ați prezentat la București, mă rog, echipa PSD a prezentat programul de guvernare. Avem un program de guvernare, cum am avut și în 2016. La Brașov avem și o echipă de tineri profesioniști, dacă pot să spun așa, între ghilimele, tineri profesioniști, din fiecare domeniu de activitate. Da, la momentul lansării candidaturilor, de fapt nu candidaților, da? Într-adevăr am văzut că sunt tineri cu pregătire așa cum trebuie. Și care își doresc. Și își doresc să se afirme, au determinare, vor să rămână în țară și construiesc pentru această țară. Și mă bucur că am reușit să adun o generație. Dar să știți că i-am și pe cei cu firul de păr alb alături de noi. Pentru că fără experiența
Da, tinerețea seniorilor nu este suficientă. Avem dinamism, avem energie, dar fără experiența seniorilor nu vom reuși. Și în momentul de față trebuie să unim generațiile. Că cineva ne-a învățat în ultimii 6 ani să existe sau ne-a indus această luptă între generații. Generația tânără contra generația părinților și a bunicilor. Nu, părinții și bunicii noștri au construit România. Datoria noastră este să continuăm acest proiect al lor. Ei și-au sacrificat pentru noi. Dacă îmi permiteți, ei nu au avut ce mânca, ei nu au avut curent, ei nu au avut căldură. Da? Toate lucrurile acestea. Datoria și obligația noastră este să continuăm acest proiect. În 2016 am venit și am promis ceva românilor. Creștere economică. Am promis salarii, am promis pensii, am promis că vom reda demnitatea de a fi profesor, de a fi medic, vom opri acest exod de a ne pleca tinerii din țară și dacă vă uitați pe fie categorie avem medicii, plus. Și medicii. Știți cât costă 10.000 de medici care au plecat în afara țării? 1 miliard de euro a costat statul român. Eu, stat român, investesc într-o generație până termină facultatea. Dau un exemplu. Această generație, când intră pe piața muncii, trebuie să-mi plătească înapoi să ca la rândul meu. Pe guvernare de dreapta au plecat. 2004, după ce am intrat în Uniunea Europeană, pe guvernarea Năstase cu buletinul, atunci au plecat, până în 2012, când salariul minim pe economie era 600 de lei. Atunci au plecat tinerii, ne-au plecat, să spun, ne-a plecat resursa noastră, că cea mai valoroasă resursă pentru noi sunt copiii noștri. În ei trebuie să investim în educație, să-i sprijinim. Atunci au plecat. Noi am venit la guvernare pentru că eram sclavi în țara noastră. Interesant, să ne vină investitorii. Corect. Dar investitorul când vine, eu îi ofer îi ofer ceva, dar trebuie să-mi plătească și mie. Taxe și impozite. Apropo de taxe și impozite, primul lucru pe care l-a făcut acest guvern de incompetenți când au ajuns la guvernare, au scos taxele și impozitele pe bănci și pe supermarketuri. Au eliminat acciza pe carburant. Și când au eliminat acciza pe carburant, au văzut că vine acciza de la Bruxelles. Le-a impus acciza de la Bruxelles. Dar acciza aia, impactul pe aceste lucruri a fost de 4,5 miliarde de lei. Asta înseamnă aproape 900 de miliarde. Fac jocurile cuiva, domnule Duncă? Există această suspiciune că îi ascultă de alți șefi și nu de poporul român. Pentru că atunci când s-a dus Ludovic Orban la Partidul Popular European, imediat ce a ieșit prim-ministru, am spus, am dat guvernul jos ca să aveți voi comisar european. Și noi România unde suntem aici? Noi românii unde suntem? În toată această ecuație a guvernului se gândește pentru noi? Cum să te împrumuți la banii aceștia? La dobânda de 4,73. Cum să te împrumuți la o dobândă așa uriașă? Dar ce ar fi făcut PSD-ul, domnul Duncă? Dați-mi un exemplu, uite, nu știu, în domeniul sănătății. Ce ai făcut PSD-ul și n-a făcut actuala guvernare? 8 milioane de euro numai în municipiul Brașov s-a investit în spitale, maternitate și spitalul județean. S-a investit milioane de euro la Cotlea. Am redeschis spitalul de la Săcele, unde l-am dat numai în 2019 11 milioane de lei. Investiții în spitalul de la Cotlea, Zărnești, toate lucrurile acestea am făcut pe sănătate. Creșterile salariale la medici, mi-aduc aminte cum veneau medicii și spuneau, noi nu scoatem salariul, ne este frică. Atenție, aici este meritul medicilor. Noi doar ne-am făcut datoria și ceea ce am promis în programul de guvernare. Horeca a adus-o cel mai bine pe perioada Partidului Social Democrat. TVA 5%, TVA la alimente 9%, acele vouchere, schemă de ajutor mascată. Da? Toate acele am reușit să dezvoltăm acest segment. Zona de dezvoltare imobiliară. Tinerii și-au permis să facă câte un credit. Înseamnă că le-au crescut veniturile, au avut venituri mai mari. Acum, domnul Duncă, actuala guvernare spune așa, păi n-avem venituri, pentru că a fost pandemie. De unde să... De ce nu vin cu măsuri de relaxare fiscală? Că au luat bani. Încurajează. Noi venim cu vouchere, propune vouchere de 100.000 de euro. Voucherele acestea pot să recalifice. Am făcut Startup Nation. 40.000 de Startup Nation. Am creat 100.000 de locuri de muncă. Toate lucrurile acestea le-am făcut. Impozit pe IT. Am restituit acea taxă auto. 44.000 de beneficiari numai în județul Brașov. Aproape 120 de milioane. Cum întotdeauna când venim noi la guvernare, toată lumea spune, nu sunt bani. Prin ceea ce vrem să facem, că am program de guvernare pe fiecare domeniu și noi găsim bani prin toată această relaxare fiscală, iar când vin ei spun, nu sunt niciun bani. Dar ei mereu, iertați-mi expresia între ghilimele neacademică, mereu au țipat și au lătrat că îndatorăm statul, că facem datoria publică. Nu, datoria publică a scăzut la noi. Dar am reușit să dăm drumul și să ne mișcăm pe orizontală economic.
Am venit cu program pe agricultură. Am reușit să atragem fonduri europene, să ne amintim Cioloș și a atras 0 lei. Da? Și acum îl văd iar că vin să ne dea lecții. Ce să ne vii să ne dea lecții? Că tu n-ai nicio treabă cu România. Ai fost comisar european. Un proiect, arătați-mi un proiect al lor. Stimată doamnă, arătați-mi un proiect făcut de către guvernarea PNL cu plus pentru români. Unul. Subvențiile nu le-au dat la timp. Dacă vorbim de agricultură. Asigurările n-au fost plătite la fermieri, au fost lăsați fără apă. Apropo de asta, din 2017 până în 2019 am ajuns să avem 1.400.000 de hectare irigabile prin programul pe care Partidul Social Democrat l-a propus. Am adus în județul Brașov peste 1 miliard de lei programul național de dezvoltare locală și n-am ținut cont de culoarea politică. 70% din banii aceștia au ajuns către primăriile PNL. Domnul Dunca, să știți că aici am fost actor principal în momentul în care doamna Sorina Pinta a venit la Brașov, da? Fostul ministru al sănătății și am avut o discuție cu dânsa, care până la urmă este public, este pe site-ul nostru, referitor la modul în care se împart banii de la buget. Și am întrebat-o pe doamna Pinta la momentul respectiv dacă se face repartizarea funcției de culoare sau nu. Mă rog, dânsa a dat un răspuns pe care n-are rost să-l mai invocăm acum. Domnul Dunca, dacă ați fi la guvernare de mâine dimineață, care ar fi prima măsură pe care ați dau-o pe sănătate? În primul rând, testare. Și să izolăm aceste focare de infecție. Primul, testare masivă, asigurarea cadrelor medicale să fie în siguranță și oxigen. Spitalele nu mai au oxigen acum. Și recalificarea cadrelor medicale. Ca să nu stea numai în terapie. Bolnavul pleacă în terapie. Până la terapie, partea aceea intermediară. Terapie intermediară. Recalificarea durează cursul 3 luni de zile. E, acum nu știu dacă e timp de cursul. Să știți că nu știu de ce cadrele sanitare ar spune pe acolo de cursul. Ne arde, domnul Dunca. Am următoarea rugăminte. Să comentați scurt, desigur, o declarație pe care prin vicepreședintele PSD, domnul Sorin Grindeanu, a făcut-o astăzi și mai mult decât atât, este vorba despre, că bine am înțeles eu, o scrisoare adresată premierului, în care domnul Sorin Grindeanu, și mă gândesc că echipa PSD, de altfel spune felul următor: România are nevoie de un program clar și coerent de guvernare, construit de o echipă de specialiști cu experiență. Deci eu deja în ultima perioadă, vă rog să mă credeți, când aud cuvântul specialiști, am așa o... Da, revin, o echipă de specialiști cu experiență, iar PSD a înțeles asta. Echipa noastră, formată din profesioniști, a găsit cele mai eficiente soluții pentru a scoate țara din criză, în primul rând cu privire la sistemul de sănătate, dar și pentru economie și așa mai departe. Păi, domnul Dunca, specialiștii pe care i-ați cooptat dumneavoastră în echipa de partid, domnul Cercel, domnul Rafila, unde erau acum 3, 4, 5 luni? Nu știau că există soluții? Eu nu l-am văzut nici pe domnul Cercel, nici pe domnul Rafila să-l tragă de mânecă sau chiar de guler pe domnul Tătaru și să-i spună: măi omule, nu e bine ce faci. Dar cum hai să găsim măsuri, hai să... vă spun eu cum să faceți. Nu l-am văzut pe domnul Cercel protestând în fața Institutului Matei Balș și nici pe domnul Rafila că nu-i ascultă Tătaru. Nu, stați un pic. Să ne ducem aminte că la începutul pandemiei am avut un ministru. Trebuia să închidem spitalele de la stat ca să le lăsăm pe cele private. Ceea ce se întâmplă și acum. Am închis școlile la stat și cele private, totul este în regulă. Și directorii... Vă referiți la domnul Costache? La domnul Costache. Domnul Costache este bine mersi la o clinică privată din Brașov. L-am dat jos. Păi l-am dat jos. Nu l-am dat jos, nu am făcut... Păi da, dar tot la privat. N-ai ca să punem o povară suplimentară pe acest popor. Rafila și Cercel, doi profesioniști. De fiecare dată vin cu soluții. Acest guvern trebuie doar să le pună în aplicare. Și-au schimbat discursurile, domnul Dunca, după ce au intrat în PSD. Păi avea același creier și înainte de a intra în PSD? Bun, am închis țara, s-a venit cu un plan și acel plan nu s-a respectat. Plan propus de Cercel și Rafila. De ce nu s-a respectat acest planul? Păi văd că acest guvern nu vine sau are o viziune, dar nu are o strategie de implementare. Pentru că, să știți, toți avem câte o strategie. Dar cine implementează? Normele de aplicare, să spunem așa. Normele de aplicare. Esențial, până da. La urmă. Și da? Să ai oameni care să aplice. Nu tu învinovățești poporul român.
Deci cel mai vinovat noi suntem. Tinerii că sunt răspândaci și noi că nu ne facem treaba. Să știți că ne uităm pe stradă. Suntem cu măștile toți? Da? Am închis tot ce ne-au spus? Și atunci de ce? Lucrurile nu evoluează într-o direcție pozitivă și totul se duce negativ. Și suntem speriați și nesiguri de ziua de mâine. Aici, într-adevăr, aveți dreptate și mi-amintesc că în momentul în care am făcut emisiunea cu Adrian Marinescu, doctor Adrian Marinescu de la Matei Balș, pe care l-am întrebat la momentul acela, domnul Marinescu, sunt voci în sistemul medical, da, care transmit așa mesaje de panică, mesaje care induc frica. Și a fost de acord, a spus, da, într-adevăr, dar eu nu mă încadrez la această categorie. Să ia cătă, că oamenii sunt speriați, asta vedem cu toții, noi primim apeluri la redacție, sunt convinsă că și dumneavoastră la partid, da, în care sunteți întrebați ce se întâmplă, ce facem, cum procedăm, când se încheie, când... Totdeauna trebuie să-l iei pe cetățean partener la orice acțiune faci tu, guvern. Cetățeanul trebuie să fie partenerul tău. Trebuie să-i asculți problemele. În momentul de față nimeni nu ascultă problemele românilor. Îi interesează doar ce se întâmplă pe 6 decembrie. Vom câștiga. Cum am câștigat și în 2016. Am luat un vot de încredere, nu i-am dezamăgit, am dus la îndeplinire în 3 ani de zile programul de guvernare, am avut o președinție a Consiliului Uniunii Europene cea mai bună și Iohannis s-a mândit cu lucrul acesta. Iată că noi vorbim despre rezultate. Fapte și rezultate. Și fiecare român a simțit. În momentul de față nu se întâmplă nimic pe pensii, pe economie, pe agricultură, pe turism, pe nimic. Ba da, totul este la vale și nu putem opri acest bulgăre, că efectul de bulgăre, știți că este, se rostogolește și se rostogolește. Mi-e teamă și mie de ziua de mâine. Tocmai de aceea am și candidat și simt în fiecare zi răscoala, că m-am răscoala în vocea cetățenilor. Cu care discutați? Și cu cei tineri, și cei tineri, și cei în vârstă. Ce vă spun punctual, domnule Dung? Să fim mai fermi, să ne asumăm responsabilitatea și să fim mai hotărâți. Asta cu asumarea responsabilității sau mai degrabă lipsa să fim mai hotărâți. Responsabilității este o problemă națională. În momentul de față, dacă te implici, s-ar putea să iasă rău. Așa că, din punctul meu de vedere, sunt foarte mulți specialiști. Trebuie să am calcul un aspect. Vă rog. Când s-au închis granițele, nu ne-a ajutat nimeni. Doar noi între noi ne-am ajutat. Noi români între noi nu ne-a ajutat nimeni. Să nu mai așteptăm ajutorul din exterior. Da? Noi trebuie în momentul de față să fim mai uniți. Statul joacă un rol extrem de important în această ecuație și în acest proiect de țară. Noi vorbim de responsabilitate, de proiect de țară. Suntem singurii care vin cu un program de guvernare și cu strategie de implementare. Ei nu o să-i vedeți niciodată. Întotdeauna ei au semănat și o să vadă ce o să primească pe 6 decembrie. Au semănat ură și vor primi tot ură. 6 decembrie. PSD vrea sau nu vrea alegeri cu adevărat, domnule Duncă? Noi nu ne-am dorit alegeri, pentru că în momentul de față avem o situație drastică, o situație unde nu putem să le spunem românilor rămâneți în casă, dar să-i chemăm pe 6 decembrie să iasă la vot. Dar acest individ din fruntea țării împreună cu Ludovic Orban își dorește legislativul meu. Are executiv, atenție ce spun, și își dorește legislativul, adică să controleze tot. Dar povestea cu fără penal în funcții publice, ce s-a întâmplat cu ea, domnule Duncă? Nu au venit. Ieri am avut plen și nu au venit. Am reușit să facem, timp de 2 săptămâni nu s-au prezentat, să facem biroul permanent, că biroul permanent stabilește ce punem pe ordinea de zi la plen. Ieri am făcut plen și ce să vedeți? PNL și USR au lipsit. Păi cum mai? Nu mai aveți curaj? Înseamnă că există această suspiciune că ei au câțiva penali. Pentru că țipau la câțiva colegi de-ai noștri. Așa. Timp de 3 ani de zile și am văzut că acum sunt buni la PNL. La PSD erau răi, iar la PNL sunt pe liste, sunt cei mai buni. A fost voci care au spus că ar fi așa o înțelegere subterană. Nu există nicio înțelegere. Partidul Social Democrat nu face nicio înțelegere când este vorba de acest popor. N-a făcut nicio înțelegere nici cu USR-ul, nici cu PNL-ul. Noi ne-am prezentat și am fost prezenți. Ei de ce n-au fost? De ce au votat? Ei nu au votat nici USR-ul, nici PNL-ul pentru deschiderea piețelor. Aceasta este realitatea. Ei n-au nicio treabă cu poporul român. Ei se laudă, ei reprezintă alt grup de interes. Păi gata, vor veni și vor spune, domnule Duncă, dacă îi lăsăm acolo claie peste grămadă, nu poartă măști, se îmbolnăvesc. Păi când au fost ce în birou permanent, stați un pic, la ce vă referiți? La vot la sau piețe, ce? La piețe.
Și în supermarketuri și mall-uri. Stați un pic. Că spațiile mai mari. Se poate posta distanța fizică. Nu sunt câteva norme, să spun așa, în teorie, aerisiți. Păi în piețe e aer, țăranii noștri stau cu mănuși acolo, cu fesul pe ei, nu avem nicio șansă. Dar ce credeți că au luat această măsură? Există, suspiciunea mea este, și vă spun, atentat la siguranța națională. Vor să omoare tot ce înseamnă economia românească. Pentru că asta trebuie probată și în momentul acesta n-aveți probe. Am zis că există suspiciunea. Așa. Există suspiciune. Totuși, acuzația da? E chiar și la nivel de... Am distrus Oreca. Da? Și acum fondurile de investiții sau să ne cumpere pe 2 lei. Probleme, vrem să distrugem tot ce înseamnă producători români? Da? Ce ai cu țărani? Ce ai cu produsele românești? Muncite. Da? Fără discuție. Ne țin închiși în casă, distrugem și educația, pentru că nu avem voie în școli. Deci suntem un popor... Ușor, o generație, nici nu știu, o generație... Ce va urma? Da? Să spunem, lipsită de educație și vorbim și de sănătate. Doi piloni pentru a construi o societate. Sănătate și educație. Ai un popor sănătos, poți să muncești cu el. Ai un popor educat, poți să progresezi și să te dezvolți. Dacă cei doi piloni îi nenorocești, ești ușor de manipulat, ești ușor de dezinformat, ești o manevră pentru... alte interese. Domnule Dunga, mai avem două, trei minute. Spuneți-mi, vă rog, v-am ascultat discursul cu mare atenție. Păreți așa perfecțiunea întruchipată. Unde a greșit PSD? Am greșit. Am schimbat doi prim-miniștri. Nu am, de multe ori nu am promovat persoane la unele ministere. Ne-am dus pe proiect și prea realiza ceva și efectul s-a simțit, din păcate, s-a simțit. Da, am greșit și noi. Poate greșeala, din punctul meu, mare a fost că ne-am dat doi prim-ministri, i-am dat jos. Da, e o greșeală mare și ne-a costat pe sondaje și pe analizele pe care le-am făcut cu casele de sondaj. O ultimă întrebare, apropo de sondaje, ce vă spun cifrele, atât cât puteți să ne mărturisiți? Suntem în creștere. În momentul de față suntem în creștere. Bine, dar e și ușor să creștem, pentru că, uitați-vă ce se întâmplă la guvern. Acum e ușor să crească procentul, dar ce faceți cu tabăra USR? Pentru că... USR-ul e cu PNL-ul. Ei nu fac altceva, au făcut și aici alianță, l-au votat pe fostul primar, l-au pus șef peste Comisia de Urbanism. Ce schimbare să faceți, adevărul dragii mei? Vă bate în joc acolo de... Acolo e noaptea minții. Mie nu-mi place această expresie, dar se potrivește. Păi și de ce? Păi întrebați-i, păi noi ne-am abținut, ei s-au înțeles între ei, au negociat, au bătut palma între ei, știți, sunt fericiți. Sigur că s-au înțeles. Cine păi s-au înțeles pe viceprimari. S-au înțeles dar pe viceprimar? Nu. Știți cine a negociat? Nici nu mă interesează. Eu doar văd rezultatele. Nu. Eu doar văd rezultatele. Scripcarul, șef peste Brașov, pe tot ce se construiește, da? Viceprimarii și-au pus la Consiliul Județean liniște. Dar de ce? Dar proiecte nu discută nimeni despre proiecte, despre viziune. Mizerie pe stradă, da? Observăm că minciuni ale actualului primar, da? Toată presa. Cu acea diplomă. Nu se poate. Înseamnă că tu ai câștigat, când tu mi-ai spus mie că ești inginer și când ai candidat la Senat că ești inginer în calculatoare. Tu ai dobândit și ai mințit cu minciuna ta și înșelătoria ta, ai dobândit niște voturi. Atenție. A prezentat scuze. Și tatăl meu a murit în anul 2 de facultate. Și primul lucru pe care l-am făcut, m-am dus la școală ca să iau burse. Anul 3, 4, 5 am avut burse. Aia nu e o scuze. Aia e minciună. Minciuna e minciuna. Acum, despre ce vorbim? Da. Iar să faci frăție cu vechea gardă? Păi n-ai schimbat nimic. Nu vorbim despre proiecte. Unde sunt proiectele? Mă așteptam ca lucrurile să evolueze. Credeți că este important, domnul Dunca, să aibă control așa oarecum, domnul Schipcaru, pe ce se întâmplă de șef la acea comisie? Tot ce se întâmplă în Brașov, la capitolul... De să vă zic ce se întâmplă. N-aș vrea să discutăm despre alte persoane. El a spus așa, eu rămân la primărie. Tot eu vă susțin. Cui a spus asta? Nu, dar așa se înțelege. Eu șef la urbanism,
A rămas tăticul vostru aici. Nu v-a părăsit, nu s-a dus pentru un loc călduț în Parlament, cum a spus dumneavoastră. Rămân aici. Nu avea ce să caute acolo, știți foarte bine, nu avea ce să caute acolo. Era o problemă. Da, ar fi și scandal în interiorul PNL. Nu vreau să discut despre alții. Păi bine, cetățenii... faptul că ocupă în acest moment acea funcție e mai mult decât... E o înțelegere PNL-USR. Deci Brașovul nu va evolua. Din contră, va involua. Dacă până acum bine, era nu va precum... evolua în actualele condiții. Dacă vine PSD, mă gândesc, va evolua sau nici atunci? Au sprijinul nostru. Cei de la USR, le-am spus de la bun început, au sprijinul nostru. Discutăm despre proiecte. Dar când aveți înțelegeri, noi nu stăm. Avem patru. Păi, acum pe care sprijinim, da. Dar așteptăm proiecte. Astăzi, în Comisia Economică, de exemplu, am propus mărirea burselor. Burselor sociale pentru elevi. PNL și USR au votat împotrivă. Ah, e bine. E bine. Deci împotriva brașovenilor. Bravo. Ați început bine. Domnul Duca, cred că mai avem nevoie de încă o emisiune să discutăm un pic cu sursele de finanțare pentru pensii. Eu vă mulțumesc tare mult, vă doresc succes. Asta le transmit tuturor competitorilor. Vor fi alegeri pe 6, așa a spus președintele. Vedem ce se întâmplă până atunci și cum evoluează numărul de infectări. Vă mulțumesc încă o dată. Și eu mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vom reveni cu detalii despre ce se întâmplă în Brașov. Până la acest moment știm, așa ne spun decidenții, că vor fi alegeri pe 6 decembrie. Până atunci și nu doar până atunci, pentru totdeauna multă, multă sănătate tuturor.